Bună ziua, stimați utilizatori ai portalului nordnews.md. În contextul lunii Uniunii Europene, astăzi realizăm un interviu cu excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko. Bine v-am găsit, domnule ambasador! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Excelență, suntem într-un an dificil pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga lume. Pandemia de COVID ne-a arătat cât de solidari pot fi oamenii și societatea în momentele grele. Un ajutor semnificativ în lupta contra virusului a fost oferit de statele membre UE. Cum credeți? De ce Bruxelles are grijă de Republica Moldova când o bună parte din cetățenii ei neglijează suportul Uniunii Europene și se uită cu speranță spre Moscova? Aveți dreptate că anul trecut până astăzi încă este greu și a fost greu cu pandemie și că în această situație Uniunea Europeană, întreaga echipa Europa, adică instituțiile Uniunii Europene, țările membre Uniunii Europene, chiar și companii europene care sunt prezente în Republica Moldova, au făcut eforturile de la prima clipă, primul moment, că se aduce asistența și susținere pentru cetățeni în Republica Moldova. Este vorba despre solidaritate, care este și firească cu țara prietenă, vecină, oameni care trebuie susținuți în această situație grea în care suntem împreună. Pentru că trebuie să și ieșim din această situație împreună și aici a fost clar și este clar că când se poate susținem și ajutăm. Și ce este important este că vedem că oameni din Republica Moldova ei înțeleg și apreciază acest lucru, această asistență. Este clar că asistența a venit cu mai multe căi. Întâi material medical, echipament medical. După asta deja am văzut și posibilitatea de a ieși din această pandemie cu vaccinul care a fost adus întâi cu donație generoasă din partea României, țara membra Uniunii Europene, și prin platforma COVAX, care a fost de la început susținută de către Uniunea Europeană și finanțată de către Uniunea Europeană, și Republica Moldova a devenit prima țară în Europa care a primit acest vaccin prin platforma COVAX. În cei de peste 20 de ani de parteneriat cu Republica Moldova, Uniunea Europeană a sprijinit dintotdeauna financiar și logistic mai multe proiecte de infrastructură, sociale și culturale. Reprezentanții puterii noastre merg adesea la Bruxelles pentru a cere ajutor. Ce garanții prezintă ei donatorilor când, de exemplu, avem și proiecte finanțate, dar care nu au fost duse la un bun sfârșit? Scopul susținerii noastre și asistenței este îmbunătățirea vieții oamenilor. Acest obiectiv înseamnă că noi vrem să vedem că, într-adevăr, cu asistența oferită, oameni trăiesc mai bine. Dacă asta nu se întâmplă, asta ar înseamnă că nu au fost îndeplinite obiectivele noastre. Nu totdeauna am putut să dăm această finanțare, pentru că nu au fost îndeplinite condiții care au fost convenite înainte între amândouă părți, dar n-am văzut îndeplinirea acestor angajamente în Chișinău. Anul trecut, de exemplu, au fost pierdute 800 de milioane de lei pentru că nu au fost făcute reforme respective. Din această sumă, 400 de milioane a fost asistența nerambursabilă, adică bani care ar fi nu trebuie să fie plătite înapoi, deci ar fi rămas pentru oameni în Moldova. În trecut au fost mai multe momente precum asta, de exemplu când nu am plătit
bani pentru reforma justiției promisă, dar nu făcută. S-a făcut zero și s-a plătit zero, ceea ce privește suport bugetar pentru reforma justiției. Deci se controlează cum angajamente sunt împlinite, dar dorința noastră este să vedem acest progres promis, ca să putem noi să susținem oameni care merită această susținere și viața mai bună. În ultimii 7-8 ani, în Republica Moldova se vorbește tot mai des despre procesul de descentralizare. Din câte cunoaștem, Uniunea Europeană a propus un proiect de finanțare directă a administrațiilor publice locale. Când va demara acest proiect? Acest proiect deja a demarat și este implementat. Faza de implementare vine în a doua jumătate a acestui an și va fi proiect pentru câteva ani și deschis pentru autoritățile locale din întreaga Republica Moldova. Deja noi am avut mai multe proiecte care au avut și au acest caracter. De exemplu, inițiativa primarii pentru creștere economică este bazată pe același principiu. Acum aducem și mai multe resurse pentru și mai multe localități. În același timp susținem alte inițiative importante precum grupuri de acțiune locală prin inițiativa LIDER, asta împreună cu Fondul Solidaritate din Polonia, care aduce susținere pentru zonele rurale și deja există 32 grupuri de acțiune locală care sunt foarte active și acoperă deja 35% din sate din Republica Moldova și implementează proiecte pentru a îmbunătăți viața oamenilor acolo unde ei trăiesc. Ce este important să spunem că prin acest demers și prin aceste proiecte care sunt accesibile direct, este, sper, mai ușor pentru localitățile și autoritățile locale să ajunge la finanțare și să utilizează direct pentru prioritățile lor. Este sigur că reforma de decentralizare va avea loc, asta trebuie făcut după nevoile localităților și împreună cu competențe care vor fi date autorităților locale, el trebuie să primesc și bani pentru îndeplinirea acestor competențe, dar ce trebuie prevenit sunt aceste fenomene negative din trecut, când presiunea politică din nivelul central a fost executată asupra autorităților locale în așa fel că ele au fost extra politizate pentru că numai ca membru unui partid, au fost situații că un primar a putut să repare un drum sau un trotuar și asta nu este ce trebuie să există într-o societate modernă democratică. Deci autoritățile locale, ele sunt aici pentru a ia decizii pentru binele cetățenilor în localitatea respectivă și calitatea vieții lor după prioritățile cum ele sunt acolo. Excelență, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 140 de milioane de euro pentru cele mai stringente necesități în timpul pandemiei. Vă rog să ne spuneți ce formă au ajuns acești bani în Republica Moldova. Sunt mai multe forme și de fapt sunt și mai mulți bani pentru că numai în proiecte care au fost reorientate vorbim despre mai mult decât 100 de milioane de lei. Am început anul trecut cu 87 milioane de lei, dar au fost puse și mai multe bani
în aceste proiecte care deja au fost în implementare, inclusiv cu societatea civilă sau pentru companii mici și mijlocii. Deci asta deja au fost bani în țară și după asta au venit și măsuri noi. Ce a fost făcut este o finanțare, deci asistența macrofinanciară, 100 de milioane de euro. Moldova este parte a acestui grup de 10 țări la care Uniunea Europeană a acordat asistența macrofinanciară și pentru Moldova asta înseamnă două tranșuri, fiecare dintre ea 1 miliard de lei. Prima a fost plătită anul trecut și a doua trebuie să fie plătită anul acesta cu îndeplinirea câteva reforme, 6 reforme care au fost stabilite împreună la momentul negocierii acestui memorandum și ele trebuie să fie îndeplinite pentru a veni și acest al doilea miliard de lei. După asta sunt bani care au fost acordați prin inițiativa regională pentru parteneriatul estic și aici vorbim despre 30 de milioane de euro pentru susținerea necesităților de sănătate împreună cu, deci implementate de către Organizația Mondială a Sănătății și 700 de milioane de euro pentru companii. Asta înseamnă linii de credit, garanții pentru credite, că ei pot să-și ia bani din bancă pentru finanțare și să supraviețui această pandemie, să păstrează locuri de muncă și salarii. În același timp a rămas deschisă piața europeană și exporturi continuă. S-a văzut clar că acordul de liber schimb este un instrument potrivit pentru păstrarea exporturilor și asta înseamnă producție companiilor din Republica Moldova. Noi continuăm aceste forme de susținere. Doamna președinte Maia Sandu a semnat recent un contract de reziliență pentru încă 300 de milioane de lei. Acum o să fie și vorba despre plățile unor altor programe, precum reforma poliției, asta înseamnă suport bugetar care încă mai rămas și este vorba deja și despre programe anuale care fiecare an se agrează și implementează. De asemenea, Uniunea Europeană va oferi asistență financiară de peste 770.000 de euro pentru dezvoltarea sectorului privat ale orașului Cahul și Ungheni. De ce au fost alese anume aceste două orașe? Nu este numai în Ungheni și Cahul și nu este numai această sumă. Este una dintre inițiative, dar aceste inițiative sunt mult mai multe. Aceasta concretă este în cadrul proiectului nostru Regiunile Cheie, Uniunea Europeană pentru Moldova. Aici lucrăm cu regiunile Cahul și Ungheni, care au fost identificate precum cele care pot să după asta vină cu impulsul pentru dezvoltare regiunilor mai largi și vom continua aceste inițiative și cu alte regiuni și cu și alte forme. De exemplu, recent, Jedinec a primit un proiect destul de mare, aproape 90 de milioane de lei prin platforma Primarii pentru Creștere Economică. Și avem foarte multe alte programe care sunt oferite companiilor mici și mijlocii. Deja am pomenit despre linii de credit. Livada Moldova este cea mai cunoscută, dar sunt mult mai multe care sunt dezvoltate cu Banca Europeană de Investiții, Banca Uniunii Europene, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ele sunt oferite prin bănci comerciale din Republica Moldova.
și sunt programe de granturi pentru startup-uri, pentru companii noi și sunt și proiecte care susțină pe firme care sunt potențial exportatori, că se poate să ajungă la piața Uniunii Europene și să vândă produsele lor. Sondajele mondiale arată că de la semnarea acordului de liber schimb și ridicarea regimului liberalizat de vize, cetățenii noștri aleg să meargă tot mai des în Uniunea Europeană, fie la muncă, fie la odihnă sau cu alte treburi. Acest lucru a fost realizat grație unor reforme pe care le-a implementat Republica Moldova în această perioadă. Atunci am fost inițial numiți chiar și povestea de succes a parteneriatului estic. Iar unii experți ne-au prorocit chiar că în 2020 am putea depune o cerere de preaderare. Ei bine, realitatea e alta. Cum și când am putea depune această cerere de preaderare? Este adevărat că Republica Moldova a fost exemplu pentru și alte țări în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru acordul de asociere, pentru acordul de liber schimb, pentru regimul fără viză. Și este păcat că după asta au venit aceste cauze foarte dificile și negative, precum fraudă bancară și cazuri de corupție extraordinar de mare și influența structurilor oligarhice și de corupție asupra politicii care nu a permis continuarea reformelor. Este important ca acest proces de reforme și lupta decisivă împotriva corupției să continuă. Acum Republica Moldova se află în stadiul de îndeplinire a acordului de asociere. Este important ca aceste reforme, care obiectivul este atingerea standardelor europene, să fie realizat și să folosiți și potențial care este în acordul de liber schimb, de exemplu, când puteți să atrageți așa de mulți investitori, numai că condiții pentru ei, inclusiv statul de drept și justiția, trebuie să funcționează corect. Ați văzut și puteți să vedeți că mai multe dintre țări care astăzi deja chiar sunt și membri Uniunii Europene, dar sunt și cele care se află pe parcurs și ele sunt sau au trecut prin faza de acordul de asociere și a trebuit să îndeplinesc. Deci asta este acum situația Republicii Moldova, care trebuie folosită pentru oameni și să aduce standarde mai bune pentru viața. Și ambiții și alegerea europeană a Republicii Moldova a fost recunoscută. Asta este linia a doua din acordul de asociere care am semnat împreună. Reforma justiției este o problemă ardentă în țara noastră. Din cauza injustiției, mulți businessmani evită să mai investească în proiectele autohtone. Știm că și dumneavoastră ați bătut de câteva ori alarma. Cum stau lucrurile acum? Lucrurile nu s-au mișcat încă. Speram că vom vedea progres real în această privință. Este vorba și despre reforma ca atare. Asta înseamnă măsuri pentru asigurarea, inclusiv prin evaluarea oamenilor în sector de justiție, că sistemul de justiție, asta înseamnă și judecători, dar și procurori și organele de drept, vor lucrează în mod independent, echitabil și transparent, în interesul cetățenilor, că cetățeni pot să fie siguri că sunt egali în fața legii. Dar pe o altă parte, asta înseamnă că oameni care au ținut justiția moldovenească capturată de către interese politice, interese economice, că ei nu vor mai avea loc în sistemul în viitor, pentru că este greu să vedeți reforma să fie credibilă cu oameni care
care au probleme de integritate și aici este păcat când vedem că acești oameni se întorc în sistem, chiar sunt promovați. Și cei care au integritate onestă, ei nu au șansă, nu sunt dat șansă. De câte ori a cerut Chișinăul de la Uniunea Europeană ajutor cu privire la întoarcerea miliardului furat din sistemul bancar? Bineînțeles, dacă au fost astfel de solicitări și când? Cooperarea internațională în cazuri criminale și în investigații, ea are mecanisme foarte bine puse la punct în general. Republica Moldova poate să se folosească de ele și este vorba despre lucruri și pași care trebuie făcute de către instituții Republicii Moldova. Procuratura în primul loc și se adresează partenerilor. Uniunea Europeană, prin structura Eurojust, totdeauna a fost gata și a susținut aceste demersuri când ele au fost făcute și depinde asta de activitatea organelor Republicii Moldova. Uniunea Europeană este gata să ofere suport bugetar Republicii Moldova acum, ca apoi o parte din el să meargă la acoperirea cheltuielilor pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate? Suport bugetar sau asistența macrofinanciară, ea este oferită și este treaba guvernului respectiv, autorităților Republicii Moldova, cum aceste bani vor fi folosite. Poate să fie ele folosite pentru treburile concrete și asta va eliberează bani pentru acoperirea altor nevoi, inclusiv celor pentru alegeri. Nu este legătura concretă și directă. Asta sunt bani pentru guvern. Ceea ce este important să fie îndeplinite aceste reforme care nu sunt prea multe, nu sunt complicate, de exemplu, codul VAMAL este gata de la vara anului trecut și nu a fost adoptat încă de către Parlament și nu se înțelege de ce. Este una dintre aceste condiții, de exemplu. Alt lucru este că nu trebuie să se ajunge încă o dată în situația despre care am vorbit, când sunt pierdute milioane, aproape miliarde de lei, numai pentru că nu s-au făcut pași respectiv necesar și agreați împreună la începutul acestor programe de finanțare. Deci este important că aceste bani să fie folosite în interesul oamenilor. Interesul oamenilor este inclusiv și asta s-a văzut foarte bine, că oameni vor schimbare, vor reforme, vor să fie sigur că aceste schimbări, inclusiv cu lupta împotriva corupției, vor avea loc. Pentru asta este nevoie de un parlament nou, care va fi ales de către oameni, pentru că cetățeni sunt stăpâni în țara lor și ei vor decide cum va arata noul parlament. E important ca el să fie capabil, în mod credibil, să susțină un guvern care va implementează toate aceste reforme. Domnule ambasador, vă rog să ne spuneți cum stau lucrurile în Republica Moldova la capitolul corupție. Și lupta împotriva corupției este una dintre cele mai importante lucruri care trebuie să facă autoritățile statului în mod credibil și real. Imaginați-vă că fiecare persoană în Republica Moldova este furată suma de 7.000 de lei anual, fiecare an, de la fiecare pensionar, de la copii mici din buzunarele lor care încă nici nu au buzunare și deja sunt furate aceste bani, 7.000 de lei. Pentru familie de 4 membri, asta înseamnă
28-30 de mii de lei anual, care ar putea să fie în bugetul familiei, viața ar putea să fie mult mai bună, pensionarii ar putea să aibă 7.000 de lei, eu cred că și mai mult, deci în plus, și traiul ar fi mult mai bun. Asta sunt bani care provin din corupție, asta sunt bani care provin din scheme ilegale în economie, din care profită câțiva oameni, cei care au ținut țara sub control, deci capturata și inclusiv instituțiile statului. Asta înseamnă că autoritățile Republicii Moldova trebuie să, în mod real, în primul rând procuratura, dar și curțile, deci să fac totul ca să fie dezrădăcinite aceste scheme de corupție și scheme ilegale care daunează oameni. Domnule ambasador, în luna august vă expiră mandatul de reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova. Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor? Până august încă este timp și încă nu fac totalizare. Planuri pentru continuarea carierei profesionale sunt și despre ele vom vorbi la moment respectiv. Excelență, eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu foarte mult. Stimați utilizatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată. Cele bune, pe curând!